Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta, a anunțat că astăzi este o zi importantă pentru executivul Consiliului. Vicepreședintele Lucian Morar a depus jurământul de primar al orașului Ulmeni și a recunoscut în același timp că nu a apucat să-l felicite pentru mandatul câștigat în urma bătăliei electorale din 11 iunie. Dați-mi voie în numele executivului Consiliului Județean Maramureș, în numele dumneavoastră până la urmă a Consiliilor Județeni, să-i oferim un dar care să-i aducă aminte, până la urmă, de activitatea pe care a desfășurat-o aici, alături de noi, pentru că se va întoarce probabil în cadrul administrației publice locale. Și vrem să-i oferim un drapel județului Maramureș, al Consiliului Județean, care se aduc aminte de clipele frumoase pe care le-am petrecut aici timp de un an de zile. Domnule vicepreședinte. Serviciile secrete nu l-au informat pe domnul Morar de acest cadou și mă bucur că n-a venit pregătit cu steagul orașului Ulmeni sau al Chelniței. Îl felicit și eu pe Lucian pentru acest un an de zile în care am lucrat în echipă și contrar așteptărilor unora dintre dumneavoastră, am venit în echipă, dar iată plecăm separat. Cred că, până la urmă, fiecare are rostul lui în viață și cum își aștepte, așa va și dormi. Sper ca Lucian să facă treabă bună acolo la Ulmeni, așa cum ne-a obișnuit. Și, în același timp, așteptăm în mijlocul nostru un alt coleg care să pună în slujba județului toată priceperea și tot ce are mai bun. Mulțumesc, Lucian, pentru colaborare și Doamne ajută! Lucian Morar îi mai ține însă în așteptare pe colegii săi din forul administrativ. În primul rând, cred că puțin vă antepronunțați. Conform legilor în vigoare, azi voi depune într-adevăr jurământul pentru și pentru calitatea de și demnitatea de primar și lume. Legea permite ca în următoarele 15 zile să decid. Calea pe care voi merge. Așa că nu voi face astăzi mulțumirile în consecință, o să mă rezerv dreptul în funcție de decizia pe care voi lua ca următoarea ședință să dezbatem sau să mulțumim eventual pentru colaborare. Domnul vicepreședinte aici, unde față încă, va mai sta pe gândul după ce depune jurământul. Asta iarăși e o problemă care va fi o altă surpriză pentru noi. Pe de altă parte, dacă pleacă totuși, atunci nu o să ne pară rău că pierdem un aliat prețios de pe partea dreaptă, a ieșit chiarul ăsta de aici. Dar eu vreau succes totuși. Morar l-a mai transmis colegilor săi din Consiliu că vom vedea ce pot rezerva următoarele 15 zile.